Domnul mecanic polițist, verifică camionul și semiremorca. Eu amenda am plătit-o, 400 de pounds, 400 de lire. În euro, iată cât e, 234, 79 plus 234, 79 de euro. 13 septembrie. Și atât azi e 13 septembrie. Și în engleză. Atât e scris. Data viitoare nu mă duc, nu mă pornesc, poate vii, nu știu ce să fac, numai dacă îți văd că arde zona industrială, atunci să mă pornesc de pe loc. Altfel nu mă mai pornesc. Nu mai pun mintea cu toți paznicii care păzesc pe acolo zonele industriale. Poate să bată în ușă până cât vrea. Ați vis mă lungi poliția că stau și fac pauză de 9 ore. Mai bine să mă amendez acolo cu 30 de pounds decât să plătesc. Să se pornește ori nu? A, nu arde când se pornească. Cu telefoanele în mână, iată, stă tractorașul pe marginea drumului. Uite, ăsta stă cu telefonul în mână, garantat. El doarme, uite, telefonul în mână. Nu știu dacă s-a văzut, ei lucrează. De când am venit ultima dată la lucru, eu m-am propus următorul obiectiv. Ca măcar o dată în săptămână să încarc pe YouTube un videoclip de 7-10 minute unde prezint ceva util, ceva folositor pentru șoferii începători. M-am gândit că pe parcursul săptămânii, în funcție de timpul care l-am disponibil pentru mine, să filmez, să prezint ceva util și la sfârșitul săptămânii să editez un pic, să încarc pe YouTube. Astăzi este duminică, această săptămână nu am putut filma nimic util, nu am putut prezenta nimic. Nu știu din ce cauză, probabil nu am avut motivația suficientă, necesară ca să fac acest lucru. Pentru că de la începutul săptămânii, de luni, am primit o amendă și am lucrat toată săptămâna de pomană. Când luni dimineață primești o amendă de aproape 500 de euro și îți dai seama, realizezi că toată săptămâna trebuie să o lucrezi de pomană, nu-ți mai arde absolut nimic. Pur și simplu lucrezi și parcă te simți toată săptămâna, nu știu cum așa, obosit și nu ai nici o motivație de lucru. Iată am aici amenda care am plătit-o. Este scrisă în engleză și tradusă motamo cu Google Translate în limba română. La data de 19 august nu ați reușit să vă odihniți zilnic suficient. Aveați dreptul să vă odihniți 9 ore, dar ați luat doar 7 ore și 49 de minute. Am plătit pentru că pe data de 19 august nu am efectuat o pauză de minim 9 ore. În loc de 9 ore am făcut 7 ore și 49 de minute. Pentru acest lucru am fost amendat cu 200 de lire. Și încă cu 200 de lire am fost amendat pentru că pe data de 2 septembrie nu am reușit să fac o pauză de minim 9 ore. La data de 2 septembrie nu ați reușit să vă odihniți zilnic suficient, aveați dreptul să vă odihniți 9 ore, dar ați luat doar 7 ore și 24 de minute.
În total, 400 de GBP. Și mai jos scrie: vi se va cere să plătiți aceste amenzi în următoarea oră, prin numerar, fie prin card de credit, Visa sau Mastercard. Toate amenzile vor trebui achitate înainte ca vehiculul dumneavoastră să fie eliberat. Pentru a plăti amenda, voi solicita numărul lung al cardului cu 16 cifre, data expirării, 4 cifre, și numărul de securitate din 3 cifre, din partea din spate a cardului, și ora. Eu dimineața am încărcat, mai întâi am descărcat, după care am fost și am încărcat, după ce am încărcat am ieșit pe autostradă și mergeam spre Dover, pe M6, mă lăsam încolo în vale spre Dover. Poliția m-a ajuns, m-a depășit, a mers un pic în fața mea și după care pe spate la mașină, pe ecran scrie follow me, adică să-l urmez. L-am urmat, m-a dus în parcare, în parcare a verificat tahograful, poliția, și m-a întrebat cu Visa sau cu Mastercard. Nu m-a întrebat care e problema, din ce cauză nu ai efectuat pauza minimă de 9 ore. Poate s-a întâmplat ceva, au venit pompieri, s-a întâmplat ceva, ai fost nevoit să muți camionul. Nici o întrebare nu mi-a dat. Pur și simplu m-a amendat, m-a întrebat cu Visa sau cu Mastercard. Eu am observat la ora actuală, asta e situația în Marea Britanie. Șoferii care nu au camioane înregistrate în Marea Britanie sunt fugăriți ca niște câini. Și nu au niciun drept. Dacă încerci să-i spui că ai fost nevoit sau i-arăți tichetă, îți iei tichetul și ți-l aruncă, nu îl interesează. Iată, eu am tichete aici. Am scos trei tichete. Trei tichete pentru data de 19 august, cu o zi înainte și cu o zi după. Și încă trei tichete pentru data de 2 septembrie, cu o zi înainte și cu o zi după. Spre exemplu, pe data de 18 august 2021, eu am avut o pauză de 21 de ore și 48 de minute. Pe data de 19 august, data când eu am primit amenda, pentru data când eu am primit amenda, am avut o pauză de 13 ore și 17 minute. Și pe data de 20 august, am avut o pauză de 19 ore și 40 de minute. Pentru ce eu am fost amendat? Îmi pun întrebarea. Și încă trei tichete, am scos tichetele scoase din tahograf. Pentru că nu am efectuat pauza de minim 9 ore, în loc de 9 ore am făcut 7 ore și 24, așa scrie aici în amendă, pe data de 2 septembrie. Pe 1 septembrie, eu am avut o pauză de 11 ore și 7 minute. Pe data de 2 septembrie, am avut o pauză de 15 ore și 2 minute. Și pe data de 3 septembrie, am avut o pauză de 14 ore și 32 de minute. Chetele arată, eu nu spun informații din capul meu, pentru și eu am fost amendat, iată. Am plătit 470 de euro. Deficit foarte mare de șoferi, caut șoferi, dar șoferii care sunt, îi amendează pe nedrept. Iată, eu am primit amendă pe nedrept. Am lucrat o săptămână de pomană, pur și simplu. Parcări nu au, spre exemplu, de la Dover până la Londra, nu ai dreptul să parchezi pe drum național, nici în zone industriale. Parcările pe drumurile naționale, pe aceste două drumuri principale, că doar două drumuri sunt care merg de la Dover spre Londra. A20, M20, A2 și M2. Pe aceste două drumuri principale, parcările care sunt cu taxă sunt foarte puține. Sunt pline și sunt mici. De obicei, loc nu găsești acolo. Drumuri nu au, mă refer și la autostrăzi. Autostrăzile care sunt foarte puține și de proastă calitate. În general, structura la autostrăzi în Marea Britanie este greșită comparativ cu alte țări din Europa, Franța, spre exemplu. În Marea Britanie, abia anul trecut, a început a schimba structura la autostrăzi. Când mergi pe autostradă, autostrada ba se îngustează, ba se lărgește. Permanent trebuie să schimbi banda. Și fiecare 5 km trebuie să schimbi banda, pentru că acolo unde este ieșire, o bandă dispare și acolo unde este intrare pe autostradă, o bandă mai apare. De obicei, acolo unde, spre exemplu, mergi pe autostradă și este o ieșire spre o localitate. Dacă mergi pe stânga și mergi pe acea bandă, tu ești obligat neapărat să selectezi următoarea bandă. Și când trebuie să selectezi banda, automat, în urma ta, camioane, mașini care vin, trebuie și ele să selecteze banda sau să încetinezi viteza. Pentru că din trei benzi, dacă una pleacă spre ieșire, spre acea localitate, rămân doar două. Și acel patoc mare de mașini
trebuie să încapă să încadreze pe cele două benzi. Și automat o bandă trebuie să încadreze în acele două benzi. Și permanent, permanent pe autostradă, ca așa, se lărgește cu o bandă sau se îngustează cu o bandă. Permanent. Nu e ca pe Franța, spre exemplu, dacă autostrada are trei benzi, dintr-un capăt până în altul are trei benzi și ieșirile sunt separate. Și ceva pe Marea Britanie nu există. Abia anul trecut au început a schimba, a modifica și a face separat aceste ieșiri spre localități de pe autostradă. E permanent în Marea Britanie, repar drumurile. Veșnic le repară și niciodată nu le mai termină de reparat. Când mergeți așa pe autostradă, te uiți așa, ei stau cu telefoanele în mână, în tractorașele cele lor galbene, și nu fac nicio activitate. Așteaptă pur și simplu să treacă timpul. Nu știu ce fac noaptea când închid autostrada complet. Eu n-am văzut nicăieri în tot Europa să închid autostrada complet. Spre exemplu, în Franța, când închid Audi, făcut ceva pe autostradă, repară autostrada, închid o singură bandă. Sau dacă închid două benzi, una este liberă și este gestionată circulația pe alt drum, dar este clar, cu indicatoare clare, pe unde ai de mers ca să ajungi și să ieși, să mergi spre destinație. Marea Britanie nu există așa ceva. Pur și simplu închid autostrada noaptea, pe timp de noapte. O închid complet, gestionat circulația spre o ieșire și acolo este sengeratoriu. Și la sengeratoriu este barată complet. Stau două microbuse în față, stau și telefoanele în mână și se uită și se râd. Și trebuie să te învârtești pe acel cerc și în timp ce te învârtești pe cerc deasupra la autostradă, trebuie să cauți pe navigator ieșirea, pe care drumul e mai optim ca să schimbi, să pui un punct intermediar, să ajungi la destinație. Pentru că de urma ta, tot autostrada tot se învârtește pe cerc. Dar ei stau și se râd cu telefoanele în mână. Așa că luați în considerare cei care planificați să lucrați aici în Marea Britanie sau o să aveți curs în Marea Britanie. Trebuie să știți că de la Dover până la Londra nu aveți drept să parcați camionul în zone industriale și nici pe drumuri naționale nu găsiți parcări. În parcările cu taxă locuri nu sunt, pentru că sunt mici și foarte puține parcări și care sunt foarte scumpe, aproximativ vreo 40 de euro. Unica modalitate ca să lucrezi în Marea Britanie, dacă să fii angajat aici local, cu un camion cu numere înregistrat în Marea Britanie, ca să nu fie amendat, să nu fie verificat de poliție la fiecare pas și să fie amendat prin drept, la fel cum am fost eu amendat. Ai parcări plătite, mă gândesc eu din câte am vorbit cu șoferii care lucrează, și salariul este dublu comparativ cu Europa, dublu. Un șofer începător care schinui o oră să dea camion la ramp primește aproximativ 3200-3400 de lire lunar. Cam asta e salariul. Dar cei care lucrează pe continent nu lucrează mai puțin. Lucrează tot așa sau chiar mai mult și au mult mai multe bătăi de cap, inclusiv cu imigranții ilegali. Iată, pe imigranți nu îi amendează, că nu fac absolut nimic, sunt ca niște paraziți. Dar șoferii care lucrează ca cai, îi fugăresc ca pe niște câini și amendează pe nedrept. Probleme cu imigranții ilegali, probleme cu testii la fiecare două zile și cu parcările.